Am revenit cu multă plăcere și chef de aventură în inima munților Făgăraș, un tărâm ce întotdeauna pare desprins din basme. Iarna, acești munți se transformă într-un regat de gheață și zăpadă, acoperindu-și crestele înalte și văile adânci, un strat gros de nea. Peisajul devine feeric, cu brazi împodobiți în alb și culmile ascuțite strălucind sub razele palide ale soarelui. Frigul înțepător și aerul cristalin accentuează parcă măreția acestor munți, care oferă o priveliște de neuitat pentru noi, drumeții îndrăzneți și iubitori de natură. Drumeția noastră a început la mănăstirea Turnul Roșu, un loc unde pacea și liniștea predau lecții de viață. Am avut parte de o adevărată încercare, cu zăpezi pe alocuri înghețate ce ne-au testat voința și condiția fizică. Deși greu de străbătut, acest covor alb și strălucitor ne-a oferit peisaje de o frumusețe rară, transformând fiecare pas într-o experiență memorabilă.
Și ce poate fi mai frumos decât să vezi brazi încărcați de zăpadă, asemenea unor gardieni ai iernii, veghind asupra liniștii muntelui? Am atins șaua corbului, un loc mistic învăluit în negură. Aici, la peste 1600 de metri, am intrat într-un tărâm de vis, unde pământul se întâlnește cu cerul, devenind un singur întreg. Am pătruns în nori și le-am simțit răsuflarea tăcută. Rămânem cu amintirea dulce a acestei drumeții, a zăpezii imaculate și a munților ce ne-au arătat, încă o dată, cât de mic este omul în fața naturii, dar și cât de mare poate fi când este înconjurat de prieteni. Vă așteptăm cu drag alături de noi și la următoarele drumeții.